Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi vom face un film despre ruperea frunzelor în perioada de dezvoltare a fructului sau a coacerii, precoacerii, da? adică până în coacere. O să vă spun și motivul pe care îl avem, de ce rupem frunzele. Iată, avem aici câteva fire de roșii. În perioada de dezvoltare, hai să spunem precoacere, pentru că nu o să mai avem mult timp până se va coace. Deci, haideți să vă spun eu de ce rupem noi aceste frunze. Aceste frunze le rupem din motivul foarte simplu, pentru că aceste frunze, după ce îmbătrânesc, pur și simplu nu mai produc hrană pentru plantă, da? Deci ele nu mai sunt viabile pentru producerea hranei în plantă, doar consumă hrană. Deci, dacă sau dacă sunt puțin bonlave, puțin îngălbenite, iarăși, ele nu mai produc hrană și devin din producătoare de hrană consumatoare de hrană. Și din acest motiv, pentru ajutarea fructului, pentru a se dezvolta, aceste frunze. Trebuie eliminate din, din plantă da? pentru că acea sevă care intră în aceste a, frunze se va duce în, a, în roșie. Da? Trebuie eliminate toate toate frunzele putem lăsa una. Până în primul rod, dacă avem și etajul 2, putem lăsa tot așa o frunză, dar eu în perioada de precoacere coacere, elimin toate frunzele pentru o dezvoltare mai rapidă a fructului. Iată. Deci acesta este motivul principal pe care îl avem când rupem noi frunzele la tomate. Deci pentru dezvoltarea fructului. Nu e nimic artificial, e ceva normal. Roșia va produce hrana, va da comanda pentru producția hranei la rădăcină. De sus și nutrienții vor circula foarte simplu prin, prin plantă și va intra prin, în rod da? și va umfla rodul, va dezvolta rodul. Deci nu, mai, nu va mai intra în aceste frunze bătrâne care nu mai au niciun rol. Iată cum am rupt noi aici. Am rupt tot. Mare atenție! Dacă roșia nu e dezvoltată, nu rupeți. Trebuie să fie minim 50% din specificațiile de mărim, mărime al producătorului pentru a face această operațiune. Deci, nu rupeți doar când fructul ajunge la. 50% din specificațiile ideale a producătorului, da? Iată. Mulțumesc de vizualizare. Nu uitați să vă abonați la canal, să distribuiți, să dați un like și